are senzor de CO2. Salutare, dragi prieteni! Suntem într-un apartament din București, unde urmează să montăm un sistem de ventilare Prana 150 Premium Plus. Cel mai potrivit loc pentru montarea acestor sisteme de ventilare este dormitorul, așa că suntem aici într-un dormitor, unde urmează să montăm aparatul undeva la 15-20 de centimetri de tavan și de peretele lateral, în așa fel încât recuperatorul să poată să-și tragă permanent aerul din lateral, să-l elimine în exterior și să împingă aerul proaspăt direct în încăpere. Hai să vedem! Gaura pentru recuperatorul de căldură Prana urmează să o facem cu o mașină de carotat cu bară telescopică care se fixează în tavan și în pardoseală și în felul ăsta nu mai e nevoie să executăm nicio gaură în perete ca să punem un diblu și să fixăm aparatul de perete. El nu are nevoie de fixare în perete, se ține în această bară telescopică și se execută o gaură perfect rotundă în perete, în așa fel încât peretele după executarea găurii să nu aibă absolut niciun fel de defect. Execuția găurii se face la un unghi de 3-5 grade înspre exterior, în așa fel încât dacă se formează condens pe recuperator, el să se prelingă încet înspre exterior. Din cauza faptului că această cameră este proastă boxită și peretele interior este placat cu un polistiren de 2,5, polistirenul s-a umezit și în momentul în care am dezlipit scociul, s-a desprins un pic și din lavabil. Deci o să fie nevoie și de un pic de retuș ulterior după ce se face montajul recuperatorului. Proprietarul a prevăzut un cablu prin perete până la recuperator, așa că după ce o să se mascheze cablul care conectează recuperatorul de sursa de energie electrică, o să arate mult mai bine din punct de vedere estetic pe perete. Uite, așa arată recuperatorul Prana 150 Premium Plus montat după ce s-au făcut toate retușurile. Acest recuperator are, pe lângă recuperare de căldură, mai are și senzor de temperatură interioară, senzor de temperatură exterioară, are senzor de CO2, senzor de gaze volatile din componența aerului, senzor de umiditate, senzor de presiune atmosferică, data, ora, deci putem să-l lăsăm ca și ceas, și, desigur, funcția auto, care în momentul în care o pornim, recuperatorul să funcționeze automat în funcție de parametri de calitate a aerului din încăperea asta. Deci când o să scadă nivelul de calitate a aerului din încăpere, el o să funcționeze mai rapid. Când o să se îmbunătățească calitatea aerului, el o să scadă viteza și o să funcționeze la minim. Deci, practic, în momentul în care pornim funcția auto, recuperatorul singur o să aibă grijă de calitatea aerului din această încăpere. Deci, după cum ați observat, la montajul unui recuperator de căldură nu e nimica extraordinar, se poate executa și într-o încăpere care este deja locuită, dar trebuie luat în considerare că există posibilitatea ca să fie nevoie de mici retușuri după ce se execută montajul. În rest, nu este absolut niciun fel de problemă să montăm acest aparat absolut în orice încăpere locuită sau nelocuită. Noi avem colaboratori pentru montajul recuperatoarelor Prana în toate orașele mari din România. Însă fiecare colaborator are sculele lui, de aceea s-ar putea în alte orașe să difere un pic tipul de echipament, dar în esență montajul recuperatorului Prana o să fie destul de similar cu ceea ce ați văzut astăzi. Așa că dacă ai nevoie de un montator pentru montajul unui recuperator de căldură Prana, te rog frumos să iei legătura cu noi și o să-ți recomandăm noi un colaborator de-al nostru din localitatea în care locuiești tu. Cam atât pentru astăzi, a fost o mare plăcere să vă prezentăm cum se face montajul unui recuperator de căldură Prana. Eu sunt Andrei, până data viitoare, numai bine!